Datorită scăderii valorii automobilelor, a crescut și numărul acestora, astfel la 1 ianuarie 2016, la nivelul județului nostru, înregistrându-se mai mult de 180.000 de mașini. Da, deci la 1 ianuarie 2016, parcul auto în județul Suceava a ajuns la un număr total de 180.589 vehicule, plus 12.530 față de 1 ianuarie 2015, reprezentând un plus de 7,45%. Numărul total de operațiuni de înmatriculare desfășurate de serviciul nostru a fost de 20.363, reprezentând un plus de 1.507 operațiuni față de perioada corespondentă a anului trecut. Deci avem un număr de 22.414 certificate de matriculare emise și au fost atribuite un număr de 21.261 autorizații provizorii de circulație. Au fost operate un număr de 2.200 de radiari din evidențe.